să spunem adevărul, cât încă îl putem spune. Va veni o vreme când iar adevărul nu va mai putea fi spus pe față decât cu primejdia vieții. Atunci poate îl vom trăi mai mult decât îl vom spune. Sandu Tudor, Floarea de foc a rugului aprins. Scenariu de Ion Costin Manoliu. Regie artistică Dan Puric. În rolul titular Mihai Bica. Sunt bune și ceasurile când viața celui care slujește binele e amenințată. Se pune astfel la încercare valoarea sa sufletească, tăria și puterea și jertfa, autenticitatea lui. Cum te numești? Teodorescu Alexandru. Altfel îți mai zice? Sandu Tudor, ca monah Agaton. Unde ești născut? La București, în 1896, pe 24 decembrie. Unde domiciliezi? Mănăstirea Crasna, județul Gorj. Ce profesie ai? Preot. Carte știi? Sunt licențiat în filosofie. Ce avere ai? Nu am avere. Ești căsătorit? Nu. Ai copii? Nu. Tristofar Șumaior. Și-a scris autobiografia. Alexandru Teodorescu, fiul lui Alexandru și Sofia. Școala primară la București, liceul la Ploiești. La Ploiești l-am cunoscut pe vestitul profesor de istorie și filosofie Ion Niculescu Dacian. El mi-a pus în mână Evanghelia și m-a făcut să înțeleg că trăirea lăuntrică, Evlavia, e o încredere puternică în viață. Domnule Mironescu, eu îl cunosc pe domnul Sandu Tudor, pe părintele Agaton din 1934-35, de când conducea ziarul Credința. Din partea mea, are tot sprijin. Vă mulțumesc, domnule avocat. În 1914 a izbucnit primul război mondial. M-a luat de pe băncile școlii. În 1916, la 20 de ani, eram sublocotenent pe front. Dușmanii cotropiseră țară. Am auzit atunci, viu, glasul pământului. În inimă, în sânge, în tranșee, patria nu mai este o idee, ci o făptură aievă, pentru care poți să-ți dărui viața fără șovăire. M-am aflat că sunt român în chip firesc, așa cum părul meu e castaniu și am ochii verzi. Dar războiul m-a făcut să descoper că această fericită întâmplare de a mă fi născut aici între Carpați și Dunăre îmi dă să port până în oase și în suflet o forță care se numește Duhul țării mele. Nu pot să nu fiu român. Maria! Da, Codin, sunt în bucătărie. Sandu, părintele Agaton a fost arestat. Când?
Acum 2 săptămâni l-au săltat de la mănăstirea de la Crasna, e închis la Jilava. De unde știi? M-a căutat avocatului. De ce e acuzat? Că Sandu ar fi fost contra clasei muncitoare, fascist. Sandu, fascist. Stă mintea în loc. Domnul Hugo Friedman, avocatul, m-a rugat să caut în colecția revistei Floarea de Foc și a ziarului Credința articole în care Sandu înfiera orice extremism. La 1 decembrie 1918, neamul acesta și-a aflat trupul. Pământul și apele românești sunt acum ale noastre. Trupul românismului trebuie locuit și de un suflet. Să ne trezim. Să ne înfăptuim pe noi înșine ca neam. Numai cu zelul apostolilor, jertfa mucenicilor și simplitatea călugărilor vom birui. În 1921, demobilizat, m-am înscris la Facultatea de Litere și Filosofie din București. Am debutat literar cu pseudonimul Sandu Tudor și așa am rămas cunoscut. M-am înscris și la Academia de Arte Frumoase ca să studiez pictura, dar n-aveam bani, așa că m-am dus la Constanța, unde locuiau părinții mei. Din 1922 a intrat în Serviciul Maritim Român. M-am îmbarcat pe vapor ca ofițer asistent și am cutreierat mări și ocean. După 2 ani m-am întors la București și mi-am continuat studiile universitare. Reușesc să fiu numit profesor suplinitor la liceul din Pogoanele, Buzău, unde stau 3 zile pe săptămână. Sandu Tudor a debutat literar în 1925 cu volumul de versuri Comornic, George Călinescu, l-a consemnat în istoria literaturii române. Ce vrei să fii, suflete hoinar? Alege din piatra zarului clar. Dă-o dea dură să sune pe podea ursita, vrerea și inima ta. Ce vrei să fii? Viteaz sau Michel? Calea de-a dreptul sau drumul iner? Apă revărsată fără hotar sau cremene tare de-a mnar? Steaua cea de mare, oglindă pe țară sau mică firidă sub lumina de ceară? Coardă de arc sau moliciune de lână? Fructul de foc sau hârb de țărână? Alege și drumuiește zarul din mână. În 1925, Sandu Tudor se căsătorește cu Virginia Gheorghiu, născută în 1898 la Azuga, într-o familie cu 6 copii. Tatăl ceferist, absolventă a Facultății de Filozofie și Litere în 1930. Acatistul e o cântare duhovnicească tipică evlaviei creștin-răsăritene. În grecește, sfântul cântec în picioare. Imnul acatist este scară de duh ce-ți dă putința să urci până la acea zare la care poate să scoboare peste tine vedenia. Dumnezeu este Domnul și zare. În 1927 am început să scriu la revista Gândirea, condusă de Nichifor Crainic. O publicație care cultiva poezia, eseul. Am început să citesc manuscrise românești vechi, în bibliotecile mănăstirilor. Voiam să știu mai multe despre sfinții români și monahismul românesc.
acatistul preacuviosului părintelui nostru, Sfântul Dimitrie cel Nou, boarul din Basarabov. O rugăciune pocăită sfânt Domnului, cel cu nume de taină, cel peste cugetele noastre, nădejdea cea din veac în veac. Pentru așezarea la loc de liniște a sufletului fratelui meu, Eugeniu. Anul Mântuirii, 1927. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În 1928, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a dat binecuvântarea sa pentru ca acest acatist să vadă lumina tiparului. Pentru mine a fost un imbold pe calea cea îngustă. În toamna lui 1927, decanul Facultății de Teologie din Chișinău, părintele Gala Galaction, m-a invitat să ocup postul de subdirector al internatului teologic. Dragă Paul Steria, e poate ora 2 după amiază. Timpul e spânzurat. Ceas de primăvară într-o grădină publică. Sunt singur pe o bancă și mă bucur de marea rodnicie a înverzirii. Sfințenia minunată a mugurilor. Am uitat să mă duc la masă, îmi spun în gând. E bine să postești pentru frumusețea asta sfântă. Pentru pomi, pentru frunze, pentru flori, pentru cerul albastru. Mă gândeam și la tine, prietenul meu. Îți simt lipsă. Lipsa unei împărtășiri în doi. M-a încremenit atâta pace. Încât am început de la sine să rostesc o rugăciune. Și deodată, trezit ca din vis, un om în fața mea. Un bătrân destul de curat îmbrăcat. O față bună, brăzdată de toate semnele unei vieți întregi de om. Îmi vorbește rusește, încet, aproape stins. Gospodin, pomilui mine. Nu înțeleg, moșule, rusește. Să mă miluiești cu ce-ți lasă inima. Încurcat, am vărât mâna în buzunar, am căutat un ban, i-am dat, mi-a mulțumit, a plecat. L-am văzut printre zăbrelele grădinii cum iese în stradă. M-am cutremurat. Ca izbit în mijlocul frunții, mi-am dat seama. Am înțeles. Am sărit în sus. Aș fi vrut să alerg. El era Dumnezeu. Chiar El. Am venit aici în grădină ca să scriu. Și iată ce s-a întâmplat. L-am întâlnit pe Dumnezeu. Al tău în Iisus Hristos, Sandu. Sandu Tudor, în credința din 26 ianuarie 1935. Omul care crede în biruința finală a adevărului asupra minciunii, a dragostei asupra urii, este un stâlp al neamului și un patriot. Orice mincinos, orice vicios, orice pesimist este un trădător de țară. Există un consens general inconștient al desfrânaților, al invertiților, al furilor. Răul cu adevărat primejdios nu e răul violent, văzut, ci acela nevăzut. Ce ziarist a fost Sandu, părintele Agaton, dar pentru apărarea lui e nevoie de altceva. Aprinde o țigară și
vină fumul care zboară în nori albaștri ca un vin. Sandu, tu mereu ești plecat! Virginia, Latos e... Dar tu cine te crezi, boul mistic? Vergi, ce e important în viață? Hai, du-te cu Dumnezeu. Să te întorci cu bine. În 1929, cu ajutorul înalt preasfințitului Titi Medrea, mi se dă o bursă și fac o călătorie la muntele Athos. Iată-mă la Salonic. Ce ușurare să știi că nu te cunoaște nimeni. În Piața Mare, în fața Bisericii Sfintei Înțelepciuni Sofia, două fețe bisericești vorbesc în românește. Numai Dumnezeu vă scoate în calea mea. Blagosloviți! Domnul! Astfel am cunoscut pe părintele Brindu, preotul a românilor din Salonic, și pe cuviosul Elisei, schimonahul oltean de la Sfântul Munte. Cu cernice, părinte, sfinția ta mi-ești trimis anume ca să mă înlesnești pe lângă guvernatorul Salonicului aprobarea de a pătrunde în Sfântul Munte, iar cuvioșia ta anume să-mi fii însoțitor peste mare și în munte. Mâine, în zori, dăm peste munte. Părinte Elisei, iartă-mi îndrăzneala. Cum ai ajuns călugăr la Athos? Am fost cârciumar într-un oraș oltenesc. Am trăit în îmbuibare. În lume rămâi numai o burtă chinuită de poftele trupului. Într-o zi, m-am speriat de mine însumi. Am simțit că mor și am fugit în Muntele Sfânt. În orașe, oamenii nu mai au chip. Aleargă toți în toate părțile, buimaci. Și ai lepădat, părinte, tot ce ai agonisit? Gol și slobod m-am adus în fața lui Dumnezeu. Dar atâtea comori nefolositoare, îngropate în inima mea, s-au târât cu mine, fără să vreau, până la Muntele Sfânt. Nu e ușor să fii sărac, mai ales cu duhul, cum poruncește Domnul. Noaptea își trage vălul înapoi sub apă, dinaintea răsăritului. Culorile cântă psaltirea cerurilor în isonul apelor. Sfințenia, minune a lumii lăuntrice, se împlinește în marmura violetă a muntelui. Aproape de mine, un alt călugăr, bătrân, cu privirea către munte. O seninătate îi luminează chipul cu uitătura albastră blândă. Cunoști pe bătrânul acesta, părinte Elisei? Cunosc, taică. E bucătar în mănăstirea cea mare a Rusiconului. Dar de ce privește așa țintă spre munte fără clintire? Vedenia, taică. Vedenia. Ce vedenie? Se roagă la icoana din vedenie a Sfântului Munte. Maica noastră prea curată, pururea fecioară, stă acolo, deasupra de muchia ascuțită,
pe văzduhurile neprihănite într-un cercăn de lumină. Are mâinile desfăcute ca două aripi de har. Cum? Poate cineva să o vadă Iuvea? Așa cum mă vezi. Aici, în munte, se arată la tot sufletul care se roagă smerit. Cu sărăcia și smerenia câștigi milostivire, să ți se arate și să te umbrească cu acoperământul ei cel sfânt. Că muntele sfânt e grădina ei. Ziarul Credința din 4 mai 1935. De 20 de ani, politicienii mint, fură și jefuiesc. Dar crima cea mai mare nu e atât jaful bunului obștesc. Jaful cel mare și de neiertat e jaful sufletesc. Atâta nădejde înșelată, risipită, încât te cuprinde frica. Lumea nu mai crede în nimic. Dezgustați și învrăjbiți, locuitorii acestei țări sunt anulați pentru orice avânt susținut. Ce-i, Codin? Ai căzut pe gânduri? 8 martie 1931. Virginia, să mă asculți. Cu toată pacea sufletească în acest ultim răgaz al despărțirii. Multe păcate am purtat în noi de-am ajuns la acest rezultat. Din copilărie eu am înțeles că rostul meu e să slujesc în chip viu, adevărul cel viu și de plin, pe Dumnezeu. Dar l-am trădat. Din legătura noastră, pornită dintr-o poftă trupească, am încercat să fac tot o slujire a lui. Drumul însă cuprindea în sămânța lui păcatul. Azi, după 6 ani, mă ridic din nou, mă scutur. M-am hotărât să mă fac cum trebuie slujitorului. Căsătorit cu tine, nu puteam. Știi de ce? Îți cer cinstit iertare pentru tot ce ți-am greșit. Îți mulțumesc pentru tot binele și răul. Mai ales pentru tot răul. Știu că în mare parte n-ai voie să-l faci și nu știai cât îl făceai. Îți mulțumesc și pentru tot răul pe care mai poți să mi-l faci. Dumnezeu să-ți dea pacea sufletului de care ai atâta nevoie. Sandu. Să fim conștienți cât de puțin patrioți suntem noi români. Să nu ne mințim. A fi român nu înseamnă numai a te fi născut pe acest pământ, a vorbi românește și să ai un șir de părinți ce au devenit țărână. A fi român înseamnă să ai în inimă gândul datoriei celei mari, care îți spune că te-ai născut pentru a păstra cu fiecare clipă a ta ceva mai mult decât tine și toți la un loc. Focul de duh al neamului. Sandu Tudor, în Credința din 4 decembrie 1934. Nu-mi puneți în cârcă ce n-am făcut. Creștinismul activ și deschis pe problemele sociale,
mă face să scot revista Floarea de Foc. Aici au publicat scriitori tineri. Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Haig Acterian, Emil Cioran, Arșavir Acterian, Emil Bota, dar și Eugen Ionescu, Alexandru Sahia, Ghiță Ionescu și Ion Călugăru, Jacques Berariu, Alfons Adania, Radu Popescu, Belu Zilber sau Ion Lespezeanu, care își mărturisesc liber crezul lor de stânga. Sunt printre primii care, împreună cu Petre Constantinescu Iași și Alexandru Mihăileanu, au întemeiat gruparea antifascistă. Și acum să fiu acuzat că sunt fascist, ori că am persecutat pe comuniști? Între 1933 și 1938 a meditat ziarul Credință. Au colaborat și Zaharia Stancu, Cicerone Teodorescu, Eugen Jebeleanu. Toate problemele muncitorești au găsit loc în acest ziar. Și acum să fiu acuzat că am fost împotriva muncitorilor? Maria! Codin, s-a întâmplat ceva? Dacă spun, nu-ți vine să crezi. Sandu a vrut să facă un zbor cu avioneta sa. Deodată s-a prăbușit din înaltul cerului sub privirile noastre înmărmurite. Aeroplanul s-a făcut zob. Doamne, să nu îmi spui că... M-am îndreptat spre pista de aterizare, angajându-mă într-o vrilă din care n-am mai putut redresa aparatul. Avioneta se prăbușea. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Dumnezeule, scapă-mă! Asta am cerut cu lacrimi în ochi când veneam în jos, spre gura căscată a morții. Sub ochii mei, Sandu a ieșit din mormanul de fiare absolut întreg, nici măcar cu o zgârietură. Mântuitorul Iisus Hristos m-a auzit. Ce crezi, Mimi? Azi Sandu s-a urcat iar într-un avion și a reluat zborul. A refăcut situația de ieri aterizând cu bine. E grozav. Ca să nu rămână cu frica în subconștient. Din 1939 am fost concentrat aproape necurmat. În 1941, întors de pe front, am fost trecut ca profesor și comandant la o școală tehnică de mecanizare. La 12 noiembrie 1942 sunt arestat de Siguranța Generală, fără niciun motiv, împreună cu alți ziariști de stânga și internat în lagărul de la Târgu Jiu. La intervenția Ministerului de Război sunt eliberat. Direcția superioară a motomecanizării avea nevoie de mine la școala tehnică. Maria, am aflat de unde i s-a tras arestarea lui Sandu. Părintele Agaton, la începutul lui 44, era locotenent la batalionul 4 reparații auto la București. Soldații îi raportau mereu că sunt pedepsiți pe nedrept de sergentul major, că nu le dă mâncarea prevăzută. Cercetând cazul, a constatat că soldații au dreptate și l-a pedepsit pe sergent. Seara, când m-am așezat în pat, parcă stăteam pe un mușuroi de furnici. M-am tot zvârcolit. Aveam pe perete icoana rugului aprins al Maicii Domnului, de care nu mă despart. Mi-a venit gândul să mut patul în altă parte. La câteva minute după mutare, pe când am închis ochii, pe geamul deschis al camerei, a pornit o rafală de pistol automat cu gloanțe trimise acolo unde mi-ar fi fost capul înainte de mutarea patului. Fiecare zi e un dar de la Dumnezeu. Dimineața, văzând că Sandu n-a murit,
sergentul și doi complici, au fugit, au dezertat, dar au fost prinși. Au fost condamnați la moarte. Apoi li s-a comutat pedeapsa în 10 ani de închisoare. Când au sosit sovietici în România, l-au reclamat pe Sandu că i-ar fi persecutat pentru că ei sunt comuniști. Bine, dar parcă se lămurise chestiunea în 1945. Da, dar iată că tocmai acum, în anul de grație 1950, când își găsise calea și menirea, trecutul l-a ajuns iar din urmă și nu-i dă pace. Am rămas sub arme până în 1944. Întors acasă, am constatat că a treia mea căsătorie era falitară. Într-un mod în care nu mai încăpea niciun compromis. Prima sa soție, Virginia, intelectuală subțire, într-o ciudată furtună care se iscă uneori între soți, a luat verigheta și icoanele și le-a aruncat în closet. Și după vreme l-a înșelat. O femeie care își iubea cu pasiune soțul. S-au despărțit. Subliniez, personajele dramei nu erau deloc vulgare. A doua soție și ea l-a înșelat, ca apoi să vorbească despre el ca de adevăratul ei bărbat. Apoi s-a insinuat în viața lui o a treia femeie, Cornelia, dar și aceasta a repetat figura. Ele n-au putut împărtăși invitația la o viață mai deosebită. Sunt sătul de vremelnicie. De acum, toate puterile le voi dedica numai chemării cele mai puternice și mai adânci a vieții mele. În 1945 am intrat ca frate la mănăstirea Antim, plin de nădejde că voi ajunge să fiu mai rodnic, de folos semenilor, mai ales celor în suferință. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pre noi și lumea Ta. În București s-a desfășurat o mare paradă militară, în aclamațiile mulțimii defilează unități ale glorioasei Armate Roșii. E un moment de cumpănă, frate Sandu. Trupele sovietice ne-au ocupat țara. Cei fără Dumnezeu sunt mai îndrăznesc ca oricând. Părinte Vasile, să găzduim aici la Antim în fiecare săptămână o conferință publică, pe o temă religioasă, duhovnicească. Sunt în București mulți oameni de carte, artiști, oameni de știință, ofițeri, studenți, cu credință. Paul! Să vii neapărat la Antim mâine seară. Ion Marin Sadoveanu ne citește din meditația sa dramatică, Martirajul Sfântului Ioan Botezătorul. Frate Andrei, vorbește, te rog, cu profesorul Anton Dumitriu să țină o prelegere la noi la Antim. V-ați hotărât, domnule profesor? Voi vorbi despre limitele gândirii logice și euclidiene. La ce scrii, părinte stareț? E o lucrare pe care trag nădejde să o pot tipări cândva. Am intitulat-o Doctorie sufletească pentru toate durerile. Sandu vrea să înscrie oficial Asociația Rugul Aprins al Maicii Domnului. Comitetul de conducere e format din Sandu Tudor, părintele Benedict Ghiuș, Paul Sterian și părintele stareț Vasile Vasilache. Părinte Sufian, ieri am fost cu profesorul Codin Mironescu și cu fratele Sandu Tudor la mănăstirea Cernica. Părintele Nicodim Bujor ne-a făcut cunoștință cu preotul Ivan Culăghin. A venit din Rusia cu armata română. Are 60 de ani. În tinerețe a fost frate la mănăstirea Optina. L-am invitat la noi, la Antim. Sunt
Slavă Tebe, Gospode, za blagoslovenie i ukrepljenie uma i srca našeho, ujedinjenie naših duš s Bogom. Mulțumesc Domnului, care a binevoit către noi să întărim mintea și inima noastră prin fapta unirii sufletelor noastre cu Dumnezeu. Sfinții părinți socoteau o fericire mare dacă cineva găsea îndrumători în lucrarea unirii sufletului cu Dumnezeu, care se numește cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciunea neîntreruptă a inimii. Dacă îndrumarea nu contrazice Scriptura și învățătura Sfinților Părinți, atunci ea e corectă. Pe căile lui tainice, Dumnezeu m-a dus către acele izvoare duhovnicești care au fost pentru mine pe cer Scalavra din Kiev, Optina, schimnicii din Caucaz și bărbații sfinți din vechea mănăstire Athos și din Kronstadt. Această binecuvântare, moștenită de la stareți, mi-a fost dată spre îndrumarea celor însetați după izbăvirea sufletească, prin legământul direct cu Dumnezeu. Harul său este mai presus decât toate bunurile pământului și nu poate fi înțeles de lume, ba nici chiar de cele mai învățate minți omenești. Da pomiluit vas Bog i da budit s vami blagoslovljenie i milosjerdie Gospoda Isusa Hrista. Frate Andrei, Părintele Ioan cel Străin ne-a dăruit două cărți, Pelerinul Rus și Zbornicul. O culegere filocalică alcătuită de călugării de la mănăstirea Valaam, din nord-vestul Rusiei. Amândouă despre rugăciunea lui Isus. Dumnezeu ne-a trimis omul providențial ca să ne îndrume pe calea inimii la rugăciunii necurmate în lumina rugului aprins. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Frate Andrei, de seară doctorul Vasile Voiculescu ne citește din poeziile sale duhovnicești. Ce ai aflat despre Părintele Ioan cel Străin? L-au arestat, Părinte Benedict. În aceste vremuri, în care toate valorile par că au căzut, să primim crucea și să ne dăruim ei. Cred în viața veșnică, pentru că a mea credință merge mai întâi la Iisus răstignit. Ianuarie 1947. Domnule Sandu și Părinte Sofian, o veste tristă. Sâmbătă, 18 ianuarie, am fost condamnat la 10 ani de muncă silnică. Prima vină e că am slujit în bisericile deschise pe vremea ocupației. A doua este trecerea graniței. A treia, viețuirea pe teritoriul dușman și nedorința de a mă întoarce. Vom fi trimiși înapoi în Uniunea Sovietică. Vă rog să îmi trimiteți grabnic cele necesare în vederea drumului de iarnă, friguros și grozav. Lucrurile mele să le împărțiți săracilor, ca să mi se ușureze soarta. Vă rog să mă ajutați cu rugăciunile. Vă trimit ultima mea îmbrățișare și binecuvântarea lui Dumnezeu. Ioan, Părintele cel Străin. Gospode Iisuse Hriste,
Sine Boži, pomiluj mene grešnova. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnova. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mene grešnova. În ziua de 30 decembrie 1947, o fire de istorie s-a întors. Prin abdicarea fostului rege, s-a proclamat Republica Populară Română. În adunarea deputaților, domnul prim-ministru dr. Petru Groza citește proclamația guvernului către popor. Părinte Stăreț, ce s-a întâmplat? Regele Mihai a abdicat. 27 februarie 1948. Patriarhul Nicodim Munteanu a plecat la Domnul. Pentru mine și pentru fratele meu, Haralambie Ieromonahu, a fost ca un tată. Dumnezeu să-l odihnească. Mimi, nu o să pot uita ziua asta, 3 septembrie 1948. Sandu Tudor s-a călugărit. Sandu Călugăr a primit numele de Agaton. Asta e adevărata lui chemare. Toate adevărurile din lumea asta se sprijină pe astfel de oameni în stare de angajări totale. Ceilalți parazităm pe umerii lor. Ce cu tine, Antonie? Părinte, a venit la mănăstire la prestop fratele meu și mi-a zis că am fost căutat acasă la București ca să fiu arestat. Am fugit imediat. Părintele Arsenie Boca nu era la prestop. E într-o misiune în Ardeal, pe la foștii greco-catolici. Vii cu mine la schitul Crasla din Gorj. În al preasfințitul Firmilian de la Craiova mă cheamă acolo. Vine și părintele Adrian Făgețeanu. Astăzi, 23 februarie 1950. Sandu, monahul Agaton, a fost hirotonit preot pentru schitul Crasna din Gorj de către înalt preasfințitul Firmilian, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Oltenii. Ce mai e pe la București, părinte? Pe la Antim. La București s-a auzit că Antonie Plămădeală e aici, la Crasna de Gorj. Pleci imediat. Plec. Nu uita, oriunde, oricând, Doamne Iisuse. Condamnat în trecut ai mai fost? Nu. Recunoști faptul ce ți se impută? Nu. Și propun ca martor pe profesorul Petri Constantinescu Iași și pe Scalat Calimachi. Lucrează la Muzeul Româno-Sovietic. Voi propune și pe alții, dar nu le cunosc adresa. 1950, luna octombrie, ziua 12. Semnează. Clientul meu a fost învinuit de susținerea fascismului. Nimic mai fals. Am adus mai multe articole scrise de Sandu Tudor în ziarul Credința. Iată, cel intitulat Gorila cu cască și mască condamnă agresiunea lui Mussolini împotriva Etiopiei. Un altul, Bestia blondă, bestia galbenă, este scris contra Germaniei hitleriste și a Japoniei imperialiste. Intrarea mea în monahism n-a fost decât cea mai firească împlinire a vieții. Nu puteam tocmai acum să mă transform într-un susținător al unor mișcări falimentare în care nu am crezut niciodată. Te salut, Paul. Mai știi ceva? Acum vin de la procesul părintului Agaton. Petre Constantinescu Iași nu s-a prezentat ca martor. Nici Zaharia Stangu, nici Eugen Jeveleanu. Sandu, acuzat de niște criminali, este absurd. Trecutul care revine când te aștezi mai puțin. Ce va însemna trecutul când va fi vorba de înfricoșata judecată? Dacă acum trecutul ne încurcă atât, dar atunci,
Iată problema lichidării totale acestui trecut. Pocăință, mărturisire până la fundul sacului, până la transparența cristalului. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul. Părintele Agaton a fost condamnat la 2 ani. A fost dus într-un lagăr de muncă la canalul Dunăre Marea Neagră. Nu mai pot. Sapă bănul ăsta! Mișcă! Aici o să-mi putrezească oasele. Ridică-te, dă mâna. În Iisus Hristos e toată puterea noastră. Roagă-te necurmat, lăuntric. Doamne Iisuse, miluiește-mă. Singurul leac împotriva morții e viața. Hrănește-te neîncetat cu viață. Zapă, bă, nu sta! Mișcă-mă! Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pre mine păcătosul. Părinte Sofian! Ce-i, frate Paul? Părintele Agaton a fost eliberat. Părinte Benedict, mă gândesc la un loc de retragere. Cel mai bine acum e departe de București, părinte Agaton. La Sihăstria Neamțului, ori la mănăstirea Slatina. Ieromonahul Agaton a primit hirotesia de schimnic la Sihăstria Neamțului cu numele de Daniel. Părintele Cleopa Elie i-a citit rugăciunile de hirotesie. În 1953 a devenit stareț la schitul Rarău, de unde venea din când în când în București și ne spunea ce întrezărise. Omul care slujește adevărul este străveziu, încât prin el strălucește marea lumină, din care ne întreținem viața fiecare și toți la olalt. Sfințenia nu este decât această străvezime blândă a sufletului, în care îl simțim pe Hristos. În iunie 1958 am fost ridicat de securitate din casa mea împreună cu fiul meu Șerban și cu părintele Daniel Sandu Tudor. Au fost întemnițați stâlpii de duh ai grupului de la Antim și 5 tineri pe care noi, cei vechi, îi chemasem la cunoașterea predaniei isihaste. Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pre mine păcătosul. Părintele Daniel de la Rarău, Sandu Tudor, prietenul meu, a plecat la Domnul, la închisoarea din Aiud, pe 17 noiembrie 1962. Om sfințit de har, peste har și mucenic. Muntele e viu. Sunt pe pragul minunat de unde se descoperă dumnezeiescul tâlc a lucrurilor. Am simțământul că am prins în mine marele adevăr al vedeniei. Acest adevăr viu a purtat prin pustiuri pe toți înainte văzătorii
și sfinți l-au păstrat. Vedenie vie în inimă, toți apostolii și ucenicii și l-au mărturisit de-a lungul lumii. Dar mai ales el, Mântuitorul, nu ne-a adus și nu a purtat în inima sa de foc cea mai dumnezeiască și mai biruitoare vedenie care s-a văzut pe pământul acesta. E marele său dar. Uriașa vedenie a unei lumi noi, în care nu va mai păcătui nimeni, în care dragostea va străluci desăvârșit, în care umbra morții se va nimici. Sfântul Ierusalim Ceresc. Ați ascultat Sandu Tudor, Floarea de foc a rugului aprins. Scenariu de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Dan Puric. Muzica originală și regia muzicală Paul Simon Esperando. Distribuția a fost următoarea: Sandu Tudor, Mihai Bica. Alexandru Codin Mironescu, Dan Puric. Maria Mironescu, Amalia Ciolan. Procurorul, Mircea Constantinescu. Anchetatorul, Alexandru Nedelcu. Avocatul Hugo Friedman, Daniel Tudorică. Bătrânul cerșetor, Petru Hadârcă. Virginia Gheorghiu Teodorescu, prima soție a lui Sandu Tudor, Beatrice Rubică. Părintele Brindu, Ion Costin Manoliu. Elisei Schimonahul, Orodel Olaru. Vasile Vasilache, Gavril Pătru. Benedict Ghiuș, Ovidiu Cuncea. Andrei Scrima, Ion Costin Manoliu. Sofian Boghiu, Damian Victor Oancea. Ioan cel Străin, Petru Hadârcă. Anton Dumitriu, Orodel Olaru. Paul Sterian, Ion Costin Manoliu. Antonie Plămădeală, Adrian Păduraru. Gardianul, Paul Simon Esperando. Un deținut politic, Ion Costin Manoliu. Regia de montaj, Radu Verdeș și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2020.